În minutele care urmează vom vedea împreună cum a fost realizat acest buchetel de mireasă. Mi-am pregătit toate florile și mă apuc să construiesc buchetul de mireasă. Ca să fie mai vizibile din loc în loc, pot să pun două frezi, una lângă alta. Verific din când în când volumul și modul în care buchetul meu prinde formă sus. Verificăm să fie curat și toate cozile tăiate la același nivel. Cu foarte multă grijă fixez peste floral tape panglica. Aici pot să-i fac un mic tip. Și fixez cu câteva bolduri